Bună ziua, sunt Alexandru Tomescu. Abia aștept să pornesc în noul turneu Stradivarius Experience 2.0. Este un proiect la care mă gândeam de foarte mulți ani, în care propun o nouă abordare a fenomenului muzical, și anume muzica de secol 20, extrem de intensă și de dramatică, Bartok, Prokofiev și Vasile Filip, însoțită de un spectacol de light design, prezentat exclusiv în catedrale, împreună cu un artist extraordinar, Ana Munteanu, care va crea live niște picturi în nisip. Practic va da viață și va da o concretețe vizuală muzicii pe care o voi cânta împreună cu Viora Stradivarius. Turneele Stradivarius au avut multe cauze sociale în ultimii ani. Anul acesta continuăm ideea începută în turneul precedent, și anume deschiderea la Mihăileni, acolo unde a reușit să supraviețuiască miraculos și să renască din propria sa cenușă casa părinților lui George Enescu, o bijuterie arhitecturală. Împreună cu Fundația Pro Patrimonio și arhitectul Șerban Sturza am reușit să îi redăm viața acestui loc minunat, și acum dorim să nu-l lăsăm pur și simplu ca pe un muzeu, ci să-l transformăm într-un loc viu, într-un loc în care tinerii din zonă, fiindcă sunt foarte mulți, foarte mulți copii acolo, în județul Botoșani, ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, se poate bucura de artele frumoase. Va fi un centru cultural unde se va putea studia muzica, dar nu doar cea clasică, ci și muzica de inspirație folclorică, fiindcă cel din tâi profesor al lui George Enescu a fost celebrul lăutar Laie Chiorul. Pictură, dans, teatru. Vrem să fie, dacă vreți, așa ca un fel de izvor de frumos în viața lor, fiindcă am considerat întotdeauna că cultivarea spiritualității, cultivarea frumosului și a artei este ceva esențial pentru bunăstarea ființei noastre. Am ajuns într-un punct în care îmi dau seama că este vitală implicarea în educație și în pregătirea viitoarelor generații care vor veni după noi, și de aceea sunt hotărât să mă dedic trup și suflet acestei cauze de a deschide acolo un astfel de centru cultural. Este o premieră pentru România, nimeni nu m-a îndrăznit să facă așa ceva până acum, și eu sper că asemenea succesului de care s-au bucurat turneele pe care le-am inițiat acum 10 ani de zile, 2006, sper că peste poate alți 10 ani de zile să avem tot așa o puzderie de astfel de școli și de centre culturale în țară, care să fie surse de inspirație și surse de sprijin pentru talentele României. Avem foarte multe talente, de prea multe ori ne plângem că le avem, dar nu știm să le sprijinim. Un astfel de centru poate împlini visele foarte multor copii. Vă invit să fiți alături de noi în a transforma în realitate un astfel de vis, și vă aștept cu cel mai mare drag la concertele din turneul național Stradivarius, ediția 2016.